Morning Glory, Morning Glory, Sinberboș, cam toți feciorii. No. Și bonjurică, bonjurică, suntem live pe Facebook, pe semne de carte, pe tocuri, pe tot ce mai auziți și pe la alte radiouri, că sunt și alte radiouri live, așa, că asta înseamnă Morning Glory, că dă și la alții. Dă în continuu și oamenii iau ce să dă și e bine. Așa că poate că e mai bine să-i spunem bună dimineața domnului Radu Paraschivescu, aflat aici în studiourile Morning Glory. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Suntem bine, te-am salutat ca la școală. Da, frumos! Foarte frumos! Așezați-vă! Se ridica lumea, tu ai și predat. Am predat, da. Se ridica, era antipatic, pentru că, în primul rând, e un gest care mie nu-mi place și, în al doilea rând, băncile erau foarte vechi și scârțiau înfiorător și i-am rugat, în primul an, i-am rugat să nu se ridice când răspund. Ce vârstă aveau? Ce clasă? Da, de la 5-a până la 12-a. Oh. Da. Acoperit bine. Era o școală mare, da. Și am fost diriginte în primul an la clasa 8-a. Era o clasă zburdalnică, dar foarte bună. Da, aveau, scaunele se ridicau, erau din alea... Da. Erau din acelea vechi, de care am prins și eu. Nu erau fixe în sensul ăsta. Se ridicau. Ca la scapontină, da? Exact, da. Și după aceea, la unele clase a apărut mobilierul modular. Fiecare avea băncuța lui, scaunul lui. S-au stricat repede și alea, dar măcar nu mai scârția nimic. Da, alea se și loveau când se ridicau. Sigur. Făceai un zgomot. Da, lăsau o urmă acolo și în timpanul meu în același timp. Dar când erai tu copila și intra profesorul în clasă, cum era? Smirnă, da? Sigur. Atâta ne trebuia să nu decolăm. Da. E foarte complicat. Aș vrea să comentăm o declarație a lui CTP, care a spus, mă bate gândul să trec la musulmani. Ar fi bine primit. Că e radicalizat deja, nu? Da, sunt valori comune acolo. Căutătura e suficient de fioroasă. Da. El ar primi acolo, în primele rânduri. Adică nu, n-ar fi un membru oarecare. Cred că... Și mie mi se pare. Da, ar nici fi eficient. Nici n-ar suferi mult după pantofi, că își lasă papucii la intrare. Deci... Nu știe ce ia. Da. Când pleacă. O paicui. Mai avem... Marcel Pavel. Discutăm puțin despre cultură. Da. Ai fost la vreo nuntă la care a cântat Marcel? Nu, abia m-am dus la nuntile mele, la care am fost mire, căci am fost la câteva. Te-ai auzit de la care s-a pozitivat înainte de nuntă și nu s-a stat acasă? Da, a fost o știre. Deci, nunta perfectă după mine. Da. Soacra, în schimb, soacra a leșinat la coafor. Când a aflat. Mă, de asta am scăpat, să vin următorul. Deci, Marcel Pavel a acuzat că a mințit când are COVID. Mm-hmm. Și a zis că a luat 250.000 de euro de la Iohannis. Mă blestemau, mă înjurau. Nu ar fi rău. E o sumă ok ca să te vinzi. Da, și mie mi se pare. Adică, da. Trăiești. Nu e cine știe ce, dar nici pe nimic. Nu, sigur, și ții de nuția. Da, evident, și asta. Apropo de dat și de luat, ți-au dat o medale. Da. Așa, și tu ai zis că vrei să o dai înapoi. S-a enervat și Ion Cristoiu și a spus că ești în ultimul hal. Da. Am văzut. Da, mi-a tras un perdaf. Radu Paraschivescu. Da, pitifelnic. Da, pitifelnic, te-a spus că ești pitifelnic. Da, sigur. Pitifelnic? Da. Mai spre sfârșit, așa. Bun, eu am fost o parte din agenda. El a avut pe un episodul ăla de videoblog 3 subiecte de discuție. Am fost la mijloc, mi se pare. Dar, oricum, companie onorantă cu guvernul Ciucă, adică n-am fost singurul bruftuluit în toată povestea. Bine, ai și mustața asta de... E adevărat, de apevist. Ușor saudită, așa. Da. Și trec și eu la musulmani. Ce? Dacă CTP trece, nu dai eu de ce bine. Să nu trec? Da. Da. Și mi-a făcut plăcerea de a mă... îmbăia în tot felul de epitete și de a spune despre mine niște lucruri care se bat cap în cap un pic. Eu am încercat într-o postare pe Facebook să fac un pic de ordine în memoria domnului Cristoiu, care începe prin a spune că nu mă cunoaște, dar știe că am scris 2 cărți fără haz. Nu știu cum e asta. După care vine un șir de confuzii, cum că eu am declarat pe un post TV ceea ce am declarat pe un post de radio, cum că am rescris, asta mi s-a părut picantă, că am rescris Traviata în cheie anti-PSD. Bun, piesa nu era Traviata, opera era Văduva Veselă.
la care a fost și domnia sa la premieră, am fost și eu, eu am fost și la repetiția generală și am mai fost la niște repetiții pentru că Andrei Șerban, regizorul, m-a rugat pe mine și pe Andrei Pleșu să-i dăm voie să decupeze niște fragmente din cărțile noastre, din articolele domnului Pleșu și din citate din năstrușniciile spuse de politicieni pe care eu le-am colecționat. Și am spus da, sigur, fără probleme. Și asta a fost toată povestea. Și asta a fost rescrierea în cheie anti-PSD. Adică să-ți treacă până cap că eu, care n-am mari legături cu opera, m-aș apuca să rescriu Traviata, Văduva Veselă, ce-o fi fost, denotă o mare fantezie. Și mi-a mai spus tot felul de că sunt din gașca lui Liceanu. Da, adică takes one to know one, știi? Adică dacă ai fost în găști decenii la rând și în găști sulfuroase, așa, da. Imediat îl bănuiești pe celălalt de spirit gășcar. Dar mă rog, pe mine nu m-a... Ba, da, ce, Liceanu e ok, nu înjură, nu... Nu, și e cuvincios. Știe și bancuri, mi-a zis mie vreo două și e foarte mișto, da. Da. Să gătește. Surprinzător. Gătește. Acolo nu mai știu că mi-a cerut și mie niște rețete, dar... Așa, n-ai vrut? N-am încredere. Nu, i-am spus. Dar prima dată a venit foarte arogant, așa. Da. Bă, lasă că am făcut și eu somon. Mă rog, fie vorba între noi. Da. Da, deci cam așa a fost cu povestea. El pornind de la un pui de indignare la aflarea veștii că eu am de gând să restitui decorația, meritul cultural în grad de cavaler pe care instituția prezidențială mi l-a conferit anul trecut. Așa. Da. Și asta l-a enervat pentru că omul n-are și el o decorație. Am spus, bine că are neisprăvitul ăsta decorație. Eu n-am avut nici pe mine, nu m-a decorat niciun președinte. În afară de președintele Ceaușescu, mă rog, a admis așa cu jumătate de gură peltică. E adevărat, dar îți dai seama unde ajunge lui decorația. Adică, da. Întâmplător, da. De unde începe dacă și unde da. Da. Fiind unchiul mai scurt, da. Cum se face? Aflu și eu săptămâna asta. Eu am vorbit la telefon cu un consilier al președintelui, consilier care a fost de față anul trecut la o mini-festivitate. Dar mai are consilier? Da, mai are. Mai sau are. S-a dus de neca să joace golf? Nu. Au rămas, consilierii au rămas. Eu fi lovit cu mingile alea. Se poate. Da. Și am vorbit cu domnul consilier și dumnealui mi-a dat o adresă de mail și numele consilierului care se ocupă de ceea ce se cheamă Cancelaria Ordinelor. Și eu cu el o să-mi scriu chiar astăzi și o să-mi spună care sunt pașii de făcut. Pentru că, într-adevăr, nu las povestea asta doar ca pe o declarație făcută într-un moment de furie. Dar de la ce te v-ați luat așa? Că voi vă înțelegeați bine așa. Cum ne înțelegem toți cu Iohannis? E adevărat, da. Nu știu el dacă se mai înțelege cu noi, dar noi cu el... Mie mi-a frică acum cu crosa aia. Nu... Și crosă și schiuri. Am văzut multe filme cu crosă. Nu, eu l-am votat de două ori și nu-mi pare rău acum. Deși mi s-au dat tot felul de rețete că trebuia să-mi anulez votul, că trebuia una, trebuia alta, mă rog. Deci nu regret gestul, regret metamorfoza președintelui care a devenit ceva străin de sine. După părerea mea, adică nu mai seamănă deloc cu ce era acum 5 ani, ca să nu mai spun acum, nu știu, 8 ani. Da, 7 ani. Crezi că faptul că probabil că sigur a fost și el la colectiv, o să aflăm asta, Cățu nu cred că s-a dus singur acolo. Nu. A luat pe Iohannis cu el. Da, am văzut și eu declarația asta, postarea de pe Facebook și am apucat să văd și postarea veche aia din 2015 pe care îl cam dă de gol pe Florin Cîțu. Dar de ce se face asta? Nu știu. Acum, el n-a spus acolo spre norocul lui, el n-a spus în postarea de ieri, de alaltă ieri, că am fost acolo când a izbucnit incendiu. El a spus că am fost acolo noaptea aceea. Acum, noaptea aceea poate însemna 3:30. Când a venit și el a aflat ce s-a întâmplat și a venit el acolo să vadă, să caște gura, sau poate avea prieteni despre care știa că sunt la concert. Nu știi dacă a fost sau nu. Mai degrabă nu. Povestea asta cu nu l-a recunoscut nimeni, n-avea cum să-l recunoască nimeni. În primul rând că noi nu ținem minte pe cei care, lângă care am stat la concert. În al doilea rând, el acum 6 ani nu avea un contur politic. Da? Deci
chiar dacă ai fi stat lângă el, n-ai fi știut lângă cine stai. Dar este, după părerea, un moment de mare inadecvare. Să vii acum și să plângi pe umărul celor de la colectiv, dând impresia că ai participat și tu la dramă și nu oricum, ci ca actant direct, că ai fost unul dintre supraviețuitori. Nu faci așa ceva, adică tu nu mai ai capital politic. Ți l-ai erodat odată cu partidul. Și odată cu președintele, care, apropo, țineți minte că a venit la congres și a spus să-l susțin pe Florin. Și aveți grijă ce faci pe Florin. Deci i-a folosit prenumele. Dar ei toți se tutuiesc acolo. Știu. Florin, Dacian, da. Adică dacă Dan. Dacă l-am fi văzut pe Ion Iliescu făcând așa ceva, am fi sărit trei coți. Da? E cam același lucru, cam același dispreț pentru Constituție. Și de asta vreau să restitui decorația, dar n-am vrut să fac un caz. Am spus într-o poveste la radio, tot așa dimineața, și toată discuția a durat un minut maximum. Ori din ea s-a făcut deja mult mai mult decât ar fi trebuit. Mă rog, eu îmi duc gândul la capăt, aflu astăzi, sper, care sunt pașii de făcut, că mi s-a spus, domnul consilier mi-a spus că e nou un sistem de proceduri pentru așa ceva, pentru că nu li s-a mai întâmplat. Li s-a întâmplat ca anumiți oameni să refuze o decorație, dar să o accepte și să o restituie, nu. Da, o să fie, o trimis prin curier sau cum faci? Cum ai primit-o? Ai primit-o fizic? Am primit-o la locul feței, da. Adică am... Și cam până unde ți ajunge? Că m-ai făcut curios cu Cristoiu, să facem un calcul. Așa ceva. Se prinde broșa? Da, se prinde în piept, dar am primit și un înscris într-un toc, într-un etui cilindric. Dar le mai ai, da? Le am, sigur. Să nu zici vreun fals acolo. Nu. Mi se pare, sigur n-am fost de față când ar fi trebuit să fiu, pentru că nu eram în țară. Și atunci, pentru că am mai fost oameni în situația asta, s-a făcut o festivitate mai mică, nu la Palatul Cotroceni, ci la Palatul Regal, și acolo a fost prezent Ministrul Culturii, a fost prezent acest domn consilier, că eu nu-i dau numele, că nu-i cazul, și ceilalți oameni care n-au fost disponibili la prima strigare. Ioana Pârvulescu, Daniel Crista Enache, au mai fost artiști plastici, eram vreo 6 sau 7. Cam cât ai scoate la una manet, dacă ar fi să o lași acolo? În ideea că m-ar primi cu așa ceva. Sunt și om de cultură, am medalea asta. Te duci cu aur acolo, nu te duci cu... Dar nu e niciun pic aurită? Măi, nu am uitat atent, dar m-aș mira să fie. E sigur că este o recunoaștere, nu personală, să ne înțelegem. Nu cred că președintele Iohannis a aflat de mine sau a citit cărți de ale mele sau traduceri sau a văzut emisiuni și a spus... Ăsta trebuie neapărat decorat. Eu cred că este vorba de un baleiaj pe care îl face unul dintre consilieri, consilierul pentru cultură, da, care din când în când vine cu o listă de propuneri și eventual președintele avizează lista aceea, dar niciun caz nu e demersul lui direct. Deci, crezi că e posibil să spună eu te-al dracu ce-o toi, a dat medale înapoi. Și nici n-a cântat nimic. Da. N-a mai scos nimic de mult timp. Noi... Ciotoi este comparația cea mai simpatică, să știi, adică eu am fost comparat cu Saddam Hussein, cu El Chapo, cu Nicolás Maduro, adică deja Ciotoi e diafan. E de suflet. Da, sigur. E de Corasau. Suflet. Ți se mai întâmplă? Nu, n-am mai pățit-o. O singură dată, dar am povestit treaba asta la, nu știu dacă nu tot la tine în emisiune, cu niște ani în urmă, vreo 7 ani, când m-a întrebat un șofer de taxi dacă mai cânt. Și eu eram în spate pe banchet. Am spus că nu, poate la duș, dacă ne iau apa caldă. Aia lăsați. Și mergeam la un concert la Sala Palatului. Și când a ajuns taxiul acolo și a văzut atâta lume, s-a întors pe mine și a zis, mă, mai lași la mișto. Ce poți să ne spui despre Coreea de Nord? Nu știu dacă ai văzut că se iau măsuri disperate, se printează, n-au bani să printeze cartele alimentare și ei sunt cu granițele închise din cauza COVID. Mm-hmm. Și sunt deschise tot timpul. Da, acum cu COVID-ul celor mai închis. Sunt puțin mai atenți. Adică au pus bariere pline, nu sunt doar din alea. Da, nu, eu mă gândesc că, acum, glumă, eu mă gândesc la oamenii la gradul de dresură la care au ajuns în momentul în care învață treptele plânsului. Deci dacă nu plângi cum trebuie când moare un demnitar, îți riști viața la propriu. Știi că ei au crescut, au început să crească lebede negre ca să le mănânce. Au. Deci s-a dus drag cu baletul și în Coreea de Nord. Da. Dar acum ai ascultat oameni plângând?
Am văzut o înregistrare pe YouTube. Am văzut și într-adevăr îi smulgeau părul din cap. Și te gândești de ce efort e nevoie, din afară firește, pentru că oamenilor ăstora să li se restituie demnitatea ființei umane, să li se spună că a fost un vis urât, să fie readuși la condiția unei vieți firești. Nu știu de ce e nevoie. De o mutație, de un cataclism, pentru că acolo șurubul este atât de strâns și țara este atât de ermetizată, cât nu transpiră nimic. Dacă asculți muzica, deci aici eu văd o trăsătură comună cu talibanii. Dacă asculți muzică de care nu trebuie în Coreea de Nord, îți riști capul. La fel ca la talibani, da? Care au împușcat 3 oameni la o nuntă pentru că ascultau muzică nepotrivită. Sau ascultau muzică, nu mai știu. Acolo nunțile au specific al lor. Nu văd cum s-ar putea face din populația aceea o populație redată cu adevărat condiții umane. E trist, adică sigur, dacă vrei să vezi hazul situației, îl vezi. Însă ce se întâmplă acolo e cumplit. E foamete, e o cenzură, e o lespede pusă pe viața ta și nu știu, nu mă văd în situația asta. Eu l-am prins pe Ceaușescu de la început până la sfârșit. Când a venit la putere aveam 5 ani, adevărat, nu prea știam cu ce să mănâncă. N-am știut nici cu ce să mănâncă momentul 68, când toată lumea ești în stradă pentru el, fiindcă a refuzat să se alăture pactului în invadarea Cehoslovaciei. Și am dus-o foarte, foarte greu în anii 80 mai ales. Dar am impresia că a fost raiul pe pământ față de cea mai frumoasă zi din Coreea de Nord. Da, și eu am același sentiment. Plus că, dacă vorbim de minimalism, bucătăria nord-coreană chiar cred că a mers bate până recorde. La capătul minimalismului. Da. Mm-hmm. Și, acolo... Strălucește prin absență. Da. Cam așa. Genul ăla, da. Fotbal, un arbitru, Angela. Arbitrul așa. Angela. Mm-hmm. Angela Benfante. Uh-huh. Și-a luat o minge în ceafă, s-a prăbușit și un jucător care a fost la un curs de prim ajutor a venit și a salvat-o. Foarte frumos. Da. Am văzut știrea, da. Încep și doamnele arbitru să fie tratate cu curtoazie, mă rog, asta e o situație limită când era nevoie de o intervenție, dar știu cazuri... Masaj cardiac. Da. Dar știu situații în care... Aceleași doamne au fost tratate cu brutalitate, cu injurii, cu minge în cap, cu bună știință de data asta și cu celebrele refrene macho de tip locul tău e la cratiță, ce cauți pe teren, ai dat cu piciorul în minge, te așteaptă bărbatul și așa mai departe, că noi aici suntem bogați. Da, suntem foarte bine bazați. Mai aveam o chestie legată de doamne. Prim ajutor. Știi că România... Noi stăm destul de prost pe toate aspectele astea, mai ales pe solidaritate și pe prim ajutor, că în general suntem cam voyeuriști. Și dacă nu furăm portofelul victimei, măcar stăm și ne uităm. Să vedem cum moare. Da. Să vedem. Uite, moare cineva și filmăm și punem pe TikTok. Dar la un moment dat în școli se vorbea despre cursuri de prim ajutor și a fost o lege despre care s-a tot vorbit. I-am pierdut urma. Mm-hmm. Acum 2 ani, 3 ani, nu mai știu. Și tot dispare. Nu știu, ți se pare un lucru util? Pentru că ăștia, generațiile mici, sunt puțin diferite și absorb destul de repede. Absorb repede și gradul de emancipare cu totul altul decât cel de când eram noi copii. E o poveste utilă și mai ales în măsura în care învățământul trebuie să fie pragmatic. Trebuie să te învețe să ai deprindere. Nu neapărat să fii un depozit de informații o bună parte nefolosite. Deci așa ceva mie mi se pare logic și mi se pare imediat, pentru că pot apărea situații neprevăzute în care e nevoie de așa ceva. Uite să-ți dau un exemplu celebru. De la campionatul european, da? Povestea din meciul Danemarcei, când Eriksson a căzut, da, a avut un episod cardiac, a venit echipa de intervenție imediat, dar primul care s-a dus acolo a fost capitanul de echipă, Simon Kjær, care știe lucrurile astea, el e fotbalist, știe lucrurile astea din școală. Deci le-a deprins, le-a interiorizat și s-a dus acolo și e foarte posibil ca intervenția lui cuplată cu a echipei medicale să-l fi salvat pe Eriksson. Dar omul s-a dus din reflex acolo. S-a plecat asupra lui, bănuiesc că a făcut ce trebuia făcut și așa a scăpat Christian Eriksen. Deci, cum se spune pe la noi, un popor care are o biserică foarte puternică și care nu intervine atunci când poporul este în primejdie, i-a ajutat Dumnezeu.
Cam așa, cam pe acolo. I-a ajutat Dumnezeu să fie salvat. Da, ce părere ai despre felul în care biserica stă deoparte în meciul cu COVID-ul? Unii au început să nu mai stea deoparte, unii au început să ia atitudine în sfârșit, în ceasul al 12-lea, alții sunt în continuare, alții ar fi bine dacă ar sta deoparte. Sunt unii care intră în echipa care nu trebuie și care povestesc în continuare și la ora asta, nu că-ți crezi Solz, că povestea cu Solz a dispărut, dar în continuare că ți se umble la ADN, că nu știu ce cine se are întâmplă cu tine, cine are ADN, că n-au toți, sigur că stai așa, nu e la îndemână oricui. Ni s-a furat, ne-a furat Ceaușescu ADN-ul la naștere. Da, deci există în continuare fețe bisericești care ar merita închise, deci asta este cuvântul, închise, dar nu cu suspendare, nu, închise de-a binelea fără posibilități de comunicare cu restul. Tratate decentisim acolo în detenție, dar fără să aibă instrumentele prin care să comunice cu restul. Și aș începe cu Teodosie. Uh-huh. Cu el aș începe. Da? Deci prima celulă lui aș rezerva. Da, legea există, da? Este bun, legea există, zădălicirea, da. Combaterii bolilor. Da. Da, dar este o lege tratată poetic, da, romantic. Nimeni nu se ocupă cu adevărat de cei care fac această zădărnicere și care sunt nu doar din rândul clerului. Sunt, îi știm foarte bine. Da, de da. Ăștia, senatorii n-au de reușit să treacă legea despre certificatul verde vedem, în instituții publice, respectiv și la ei. Da, că, da, da. Da. Bun, ei care au avut congres, nu, PNL au avut congres cu 5.000 de oameni fără mască. Ce normal că nu crede în certificate, da, da, și nici în verde. Da, însă acolo, eu am mai spus... Deci galben cu albastru dau verde. Dau verde, da. Asta e, da. E nevoie de o închisoare COVID. E nevoie și ea se poate popula imediat. Deci ai, în orice caz, 3.000 de pensionari acolo la o primă strigare. Da, o să fie spumă, o să fie actor, cântăreți. O să fie de toate, fie... da. Entertaineri, da, politicieni, da. Senatori, da? Sunt de toate felurile și aș face o stratificare, așa, pe paliere. Aici, palierul presă, că avem și din presă, da, să da, nu da. Crezi. Palierul muzică și entertainment, palierul cler. Da. Așa mai departe. Ăsta e unul dintre visele mele umide, umede, o închisoare COVID. Oameni frumoși, oameni, da, 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 oameni da. Superbi. Și liberi mai ales. Nu știu dacă ai auzit niște dezinformări care circulă, aș vrea să citesc, să-mi spui cam ce ai alege tu. Nu este adevărat că niște zombi care se hrănesc cu creier uman abia de-au găsit de o mică gustare în clădirea Parlamentului? Și nu este adevărat că Tereza May ar fi spus că singura șansă pentru copiii săraci ar fi să meargă la muncă. Da. Vrei să-ți dau două citate dintr-o emisiune de modă? Te rog, la care te rog. Mă uit halucinat? Te rog. Una dintre concurente îi spune cineva din juriu: tu să știi că le impui bărbaților așa, nu prea le vine să te abordeze. Și ea spune: da, am observat și eu că le e teamă să filtreze cu mine. E bun. E bun, e clasic. E bun, clasic, că da. Fetele în general filtrează, da. Și carpați cu flirt. Da. Și alta, analizând ținuta unei rivale, îi spune: da, nu-mi place ce ai pus tu acolo pe tine, aș fi ales o poșetă mai volubilă. Mai volubilă? Da. Frumos. Dedicat. Foarte frumos. Cu grijă pentru dicționar. Cum se face? Foarte frumos. Radu, ce mai mâncăm, ce mai bem? Stai, vreau să întreb ceva, m-am gândit așa. Da. Știi că noi, pe lângă alte bazaconii, uh-huh, avem uriașii aia de la Buzău, știi, uriașii. Da, 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 da. Așa, care trăiau 300-400 de ani. Așa. Deci îți dai seama ce carieră lungi aveau. Cum te vezi tu, dacă pica necazul ăsta pe tine, să ai o carieră de necazul longevității. 300-400 de ani. Da? Dar eu asta îmi doresc. Eu îmi doresc să-i indispun pe toți. Să încerce tot să scape de mine și să nu poată. Da, m-aș vedea îmbătrânind așa și înfrunzind la un moment dat în Toscana sau în Provence și fiind copac acolo. Sau la Ravello. Unul dintre pinii din Ravello. Există câteva imagini celebre cu doi pini din Ravello deasupra unei turle de biserică. Aș vrea să fiu unul dintre pinii aia. Cu sute de ani. Și să fiu un martor. Dar ai preferințe pentru păsări? Da. Nu, 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 nu.
Și ce le-ai spune turiștilor care vin să-ți facă poze? Aveți certificat? Auzi, pinii crezi că au și ei așa în regnul lor mustață? Că, știi, arată ca... Da, da, da. Am văzut... E un început de brad de Crăciun, mustața ta. Da, știu. Cuib de vrabie, așa se spune. Cuib de vrabie? Cuib de vrabie, am auzit și expresia asta. Asta nu știam. Da, de la Vadim Tudor. El mi-a... El m-a feritisit așa, da. Da, pinii au... E clar că au suflet, cel puțin cei al lui Respighi, cei din Roma, au povești, bănuiesc că sunt niște depozitari. Ai citit cartea aia? Cum se numește? Viața secretă a copacilor? Nu. Ia nu, să te e o idee bună. E un pădurar, okay. Eu am zis că e nebun, dar pare că nu. Cred că am. E impresionant. Mm-hmm. Bine, da. Uite o să o fac. Așa, bun, deci eram la pinii lui Respighi. Da, îmi place... teșitura lor, așa, felul ăla în care stă coroana, parcă e tăiată, și aș vrea să știu ce a văzut unul dintre pini, măcar unul, la nimereală. Unul tu dintre îți dai pini. Seama? Da, încerc. Mam. Încerc să-mi dau seama, să intru în memoria vegetală a unuia dintre pinii despre care a compus Respighi. Da? Da, sunt probleme. Acum memoria avem și noi, că e vorba de literatură, că e vorba de muzică. Îi mulțumim lui Radu Paraschivescu. Uite, cineva îți mulțumește pentru recomandarea la cel mai vechi restaurant din Paris. Unde l-ai trimis? La Tour d'Argent sau unde l-ai trimis? Poate la cafeneaua cea mai veche, care este Le Procop. Și unde veneau iluminiștii. Da. Au și acum au salonul Diderot, salonul Montesquieu, mă rog. Da, am fost acolo și mi-a plăcut, dar nu mai știu dacă de un restaurant, de cel mai vechi restaurant, nu-mi dau seama acum. De cea mai veche cafenea, știu sigur că am vorbit. S-ar trebui să fie la Tour d'Argent. S-ar putea, cel mai vechi. S-ar putea. Unde știi că fac sucul ăla din rață, bagă rața la... Uite că n-am ajuns. La zdrobitor. Da, da, bun, da. Trebuie să ajung acolo. E un fel de presă de rață. Și oase, tot. Și să facem un sos pe care ți-l reduc sur place. Ok. Da, da. Rața se gătește separat. Și, efecte secundare. Totul se întâmplă la masă și au numerotate rațele. De la începutul și până în prezent. Sper că nu e vie. Nu e atât de vie. Da. Și sunt efecte secundare sau nu știi? Nu. După ce mănânci așa ceva. Nu, din potrivă, nu, ar trebui să fie foarte mișto. Chestia aia se reduce, se fierbe, da, nu bei. M-am gândit. Da. Adică nu e fresh de rață în sensul ăsta. Smoothie. îi mulțumim, se vede, intelectualul tot intelectual. Da, da, și invers. Da. Îi mulțumim domnului Radu Paraschivescu. Îi spunem... Radu, tu cum crezi că ar face o găină portugheză? Știi că noi avem un exemplu foarte bun. Și Mudică trebuie să știe că el vorbește portugheză. Ce părere ai despre plecarea lui Nicoliță, lui Bănel? Mă, s-au tot felul de povești acolo. Dacă jumătate dintre ele sunt adevărate, nu e bine. Nu e bine, nu? Nu e bine. Datorii? Așa se pare. Și se pare că și odată ajuns acolo, în America spun unii, în Mexic spun alții, nu se îndeletnicește cu cele mai sfinte lucruri. Da, mai multe n-aș spune pentru că n-am dovezi, da. Și nu-i frumos să colportez mizerii. Dar e o situație complicată rău pentru el. Nasol. De asta noi rămânem cu lucrurile aici, simple. Da. Un găin portugheze. Așa cu rațe. Deci este popo. Ușor interrogativ. Da, Mihai, Mircea? Da. Mircea e vineri, mă. Da, Mircea e vineri, scuze. Îi spune Mircea vineri. Ok. Popo. Înțelege? Pup, da, 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 da. Da. Dar e ceva intim. E un... În sensul ăsta, oricum, Radu Paraschivescu, ce să zic, felicitări, orice ar fi, cu sau fără medale. Tot tu, acolo suntem. Tu ești aici și sigur așteptăm cu toții ziua în care, nu-i așa, Dan Ciotoi va ajunge să fie în sfârșit confundat cu Radu Paraschivescu. Să fie. Și să afle asta. Vă mulțumim foarte mult, vă pupăm dulce pe ceacre, îi spunem și lui Radu la revedere. Salut. Așa. Și vă dăm întâlnire mâine cu muzica voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Morning Glory on Rock FM.